300 de locuri de muncă în domeniul agricol disponibile în Portugalia prin intermediul rețelei EURES. 280 dintre posturile solicitate sunt de culegători zmeură și 20 șefi de echipă. Selecția va avea loc în perioada 25-26 ianuarie 2017 în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Persoanele cu domiciliul în județul Mehedinți, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 ianuarie. Durata contractului este de aproximativ 3 luni pentru culegători smeuro și circa 3-6 luni pentru șefii de echipă, cu posibilitate de integrare permanentă în cadrul companiei. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână, cu posibilitatea ca în timpul campaniei, în funcție de producție, să se efectueze ore suplimentare. Data estimată de angajare este sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie 2017. Angajatorul asigură cazare contra cost 1 euro pe zi și oferă plata în avans a drumului până în Portugalia, iar aceasta se deduce din primele salarii. Angajatorul asigură de asemenea călătoria înapoi acasă, în cazul în care angajatul rămâne până la sfârșitul campaniei. Salariul de bază este unul atractiv în cazul în care sunt efectuate și ore suplimentare, acestea vor fi de asemenea plătite.